Salut! Salut, prieteni! După cum știți, despre canalul Cool Family și noi am decis cu Sergiu să facem provocarea cât de bine ne cunoaștem noi unul pe celălalt. Sergiu a pregătit pentru mine 5 întrebări, eu am pregătit pentru el 5 întrebări, repet, ce ține de mine, el ce ține de el, și vom vedea cât de bine noi ne cunoaștem unul pe celălalt. Sergiu m-a dat o întrebare, după ce el pe placa lui va scrie răspunsul lui, da. Iar eu voi scrie răspunsul care cred eu, despre este el. Mm-hmm. După ce arată și vedem dacă coincid. Dacă coincid, atunci Olga are un punct. Înseamnă că îl cunoști și am un punct. După ce îți dau o întrebare eu despre mine și tu ghicești, adică scriu împreună. Așa. Așa să fie 5 întrebări din partea lui Sergiu și 5 întrebări din partea mea. Deci, începem? Ok, da. Așa, prima întrebare cine-o dă? Eu. Tu? Sau da. Domnișoarele, domnițele, doamnele, partea feminină, poate primele? Primele să răspundă. Ok, bun. Hai, dă-i o întrebare. Da. Ce stil de muzică îmi place cel mai mult? Aha. Așa. Cum crezi tu, mâine? 3-4. Ce ai scris tu? Rock. Rock. Da. Este. Acest este stilul care îmi place cel mai mult. Da. Îmi place și celelalte stiluri, dar acesta e foarte tare. Înseamnă că eu am punctișor. Așa, un punctișor. Până ce te cunosc destul de bine, da? Acum întrebarea mea. Ascultă atent. Hai, ok. Care e culoarea mea preferată? Măi, dar tu ai două. Așa. 3-4. Mi-a scris fucsia. Corect! Roz fucsia, bro! Fucsia! Bă, dă-te, că ai ghicit! Roz fucsia! Și nu știi, este așa un roz nu deschis, mai întunecat, aprins, bate puțin pe mov. Da. Așa. E un fel de amestecat între mov și roz. Așa că eu deja am da, și mie îmi place și turcoazul ca tare. Îmi place turcoazul, dar... Știam eu! A, 1-1, așa a rămas, da? Întrebarea din partea ta, hai să vedem. Ce sport extremal, aș practica. Nu te-ai așteptat la așa întrebare. Eu cred că știu, hai să vedem. Știu că tu spuneai că tu vrei așa ceva de mult. Sper că e aceasta. Fotbalul. Extremal. Eu știu. Hai întoarce tu mai întâi să văd dacă într-adevăr am... Eu am scris printr-un cuvânt, parașuta, adică... Săriturile cu parașuta. Și eu am răspuns? Să sari cu parașuta. Da! Da, așa e. Te cunosc, să fie cu mă tem, sincer, mă tem să sar. Nu am sărit niciodată și cred că aș avea o mare frică. Dar cred că ar fi ceva extraordinar. Da, dar eu cadare Sergiu prea, dar eu nu prea permit. Mie mi-e frică. Să nu se întâmple ceva, mai știu eu, mă tem să nu mă piardă. Da. Nu se întâmplă ceva, oricum e ceva periculos, adică descalc. Ok, deci, o întrebare din partea ta. Eu ascult. Nu mă citim, da, cu sportul. Mi-a plăcut foarte tare. Bun, așa. Mă dă o întrebare. Unde noi, adică eu cu tine, ne-am întâlnit prima dată? Unde am făcut cunoștința? Aha. Cred că o să fac și voi acum. I-am văzut răspunsul de tine. 3-4. La zi de naștere. La o zi de naștere și eu am scris corect. La o zi de naștere. La o cunoștință de noastră. Da. Comună. Tăticule, bravo! Da. Bravo, ții minte, tu văd că. Ții minte, sigur. Ok, haide, întrebare acum din partea ta, da, precis din partea ta. 2-2, până ce văd că ne cunoaștem destul de bine. Da, ne ieșim tot la pod. Da. Așa, am vrut să scriu duel acesta mai bine așa. Ok. Ce dulce prefer cel mai mult să mănânc? Adică desert, mâncare care este dulce, care nu este sărată, da? Și eu prefer cel mai tare să mănânc. Nu știu, ce este dulce, da? Ok, hai să văd de la fericitesc eu. Iată ce am scris eu. Hai să vedem dacă Sergiu a răspuns exact la fel. Sper că nu m-am greșit. 3, 4.
Ciocolata! Bravo, mărica! Da, ciocolata cel mai tare îmi place. Nu prefer torturile să le mănânc, cum prefer ciocolata. Nu prefer bomboanele, nu știu, ciocolată. Înghețata, dar... Înghețata nu așa de tare, cum ciocolată. Înghețata să fie cu ciocolată. Da. Cu ciocolată peruzătoare acolo, da? O, da. Sau înghețată de, cu ciocolată, din ciocolată, da? Adică fiind da, desfie. Da. Adică nu că nu prefer să mănânc torturile sau înghețatele. Asta cel mai, cel mai mult ciocolată. Dar dacă aș alege, aș alege ciocolată. Da. Sigur, a noi e persoana care iubește foarte mult dulcele. Noi ne semnă că tari, ambii iubim dulce și fetele iubesc dulcele. Mie mă rusesc cuvânt sladcăieșca, că noi suntem familie de sladcăieșchi, care iubim dulcerile. Așa eu că... cred că sunt foarte puțini oameni care nu iubesc dulcerile. Cine dintre voi nu iubește dulcerile, scrieți în comentarii care ne-s interesant, cât de mulți sunteți. Da? Da, tu ai scris 3 de mult, că 2 ai rămas aici. Eu am greșit ceva, da? Nu, stai, mă ating întrebarea mea, cum a trebuit să urmeze. Da? A, tu ți-ai mutat 3. Da, tu 2, tu la 2 trebuie doar să răspunzi numai. A, tu deja ai răspunsul corect, ți-l-ai mutat de acolo. Da, dar eu îmi răspund prima. Ah, ok. Așa. Tipule, care e mâncarea mea preferată? Tu ai vorbit despre dulci, acum între mâncarea mea preferată. Hai, că tu știi, adu-ți aminte. Cred că e asta. Ia? Mămica? Dacă să scriu corect. Yes. 3, 4. Eu am scris Cezar. Salata Cezar, da! Se-mi pare că scrie cu S totuși, nu știu. Eu simt că am mâncat-o, am acomodat în restaurant și era scris cu o salată cu S Cezar. Voi ați înțeles, cred că știu. Da, salata Cezar îmi place foarte, foarte mult. Păi uite, nici nu m-am așteptat să fie așa de simplu. E simplu, da? Da. Vezi că ne cunoaștem, să știți că noi ne cunoaștem că tare foarte, foarte bine. Foarte mult comunicăm și avem de grabă, apropo, 10 ani de căsnicie. Da, un jubileu. Da, pe 29 iunie sărbătorim 10 ani de căsnicie și după 10 ani de căsnicie e și normal să ne cunoaște foarte bine. Da, puteți să ne felicitați. Da, de acum puteți să ne felicitați. Da. Noi să acceptăm felicitările voastre. Bine, te duc cu întrebarea cu numărul 4. Uh-huh. Ascultă atent. Ce băutură fierbinte, atenție, da? Aha. Ce băutură fierbinte prefer cel mai, cel mai mult. Uite așa. Sper că e aceasta. Ticule? Pot că prea lung cu cuvântul. Oare să mă reveșesc sau ce? Da, probabil. 3? 3, 4. 4. Cafeaua plus lapte condensat, mămică. E cafeaua. Eu știu că cu lapte condensat mai mult iubești, dar tu n-ai întrebat de care. Cafeaua e cafeaua. Cu lapte condensat așa, foarte l-am înțeles tot de cafea, nu? Ok, hai. Eu cred că am ghicit, cafeaua. Ok, cafeaua. Eu știa că iubești cu lapte condensat, dar n-am ascuns chiar și cu de care. Nu? Ok, bine, hai, ce sucuri. Sucuri, da? Da. Înseamnă că eu am 4, tu am asta 3, deoarece întrebarea mea urmează cu numărul 4 din partea mea, da? Da. Ascultă, atent. Așa, o întrebare interesantă. Da, tu ai spus mai. Adică ascult atent și voi să aflați împreună să vedeți cât de bine mă cunoaște. Să văd de care mesaj mie. Care sarcină am dus-o eu mai greu? Cu Jasmina sau cu Melissa? Opa! Hai să văd, să văd dacă tu ții minte și dacă tu... Dar întrebarea e foarte neașteptată. Care sarcină? Am dus-o eu mai greu, cu Jasmina sau cu Melissa? Comparativ cu alte femei, am dus sarcina ușor. Am născut ușor, dar care a fost pentru mine mai grea? Prima sau a doua? Haide, eu scriu răspunsul și tu scrii răspunsul, da? Uf, sincer... Nu e, nu ții minte, dar da, detaliile. Cum a trecut perioada, prima perioadă de când ți-e greață, când dimineața ți-e rău, nu știu, cu burta, cu spatele, cu dormitul, cu arsurile, cu tot, cu tot, adică la cine a fost mai... Ok.
Chiar mi-e interesant ce-ți răspunde, Sergio. Așa, 3, 4. A scris Jasmina. Melissa. Cu Melissa, tăticule. Tu ai spus de arsuri, eu știu cât ar avea arsuri când era cu Jasmina. Și cu Melissa tot aveam arsuri. Da? Da, dar cu Jasmina primele săptămâni nu aveam, am avut cu săptămâni, la o săptămână dacă am avut eu dimineața să fie rău, să o gretre, dar cu Melissa a durat vreo două luni, adică a fost mai greu. Cu Melissa, de născut, am născut-o mult mai ușor pe Melissa, dar și a doua noastră, dar am dus sarcina mai greu cu Melissa. Ai, ai, ai. Ai, tăticule, tu n-ai 4 puncte, ai totuși la rămas la 3 încă. Las că te râd, este. Cum tu mai dezamăgești cu mine 10 ani, că sunt 5, nu știu, mi-ești ce să mă cro. A fost de mult. A fost de mult. Cu Jasmina. Este că nu ești tu sărcinat. Da. Gravid, da. Așa, ai. Următoarea întrebare, ultima întrebare din partea ta, pentru această provocare, vă facem încă o parte, încă 5 întrebări din partea Sergio, așa că următoarea provocare o să fie continuarea la această provocare. Da. Așteptați ca să ne cunoaștem mai bine și toți următoarea parte. De cu întrebare okay. Cu numărul 5, eu ascult. Fructul meu preferat. Fructul tău preferat. Da. Ok. E acesta? E acesta? Hai să vedem? Aaaa! Nu, e nimic, e serios! Așa e că e așa? Dacă încă nu e sezonul lui, eu am uitat! Dar știu că iubește și dar portocala. Portocala o iubesc, dar piersicul este al meu preferat. Da, tăticul, înseamnă că de acum mai a rămas la egalitate. La egalitate. Ultima întrebare o să decidă soarta dintre cine e câștigătorul dintre noi doi la această provocare. Da, 4 la 4 și ultima întrebare. Așa, șanse mai am să câștig eu. Nu, stai. Stai. Gata. Cum gata? 5 întrebări, la una eu nu am ghicit și tu la una nu ai ghicit. 5 la 5. Așa e. Gata? Nu, i-a sunat ție doar 4 întrebări, tăticule. N-are cum. Care mea preferată? Uai, de ce am putut schimbat acum 4? Nu am înțeles. Trebuie să rămâi la cuie. Întrebarea a fost în partea ta cu piersicul. A, da. Eu n-am ghicit, eu l-am pus mai punctul. Adică la ce am notat câte întrebări trebuie să dau eu, așa că nu mai... Tu ai rămas 3 la 4, da. 3 la 4, dragii noștri, noi suntem ne-am încălcit. Așa că mai ai șanse să fie egalitate sau să câștig eu, da? Da, bine, cum? Ultima întrebare din partea mea, ascultă-te. Tu de ce ai pus 4? Tu tot așa era, nu? Nu, gata, tu mi-ai dat tine 5 întrebări. Și eu la una nu am răspuns asta ultima. Da. La restul 4 mi-am răspuns. Și acum ultima întrebare din partea mea, să vedem dacă tu... Ok, da, ai da, 4 da, sau da, 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 da. Așa. De câte ore de somn eu am nevoie ca să mă simt odihnită de plin? Să mă scol, să mă simt că am dormit destul și odihnită. De câte ore de somn am eu? A, eu câteva ori te-am zis aceasta și cred că tu știi. Sunt alții care dorm 2, 3, 5 ore și sunt odihnit. Dar eu am nevoie anume aceste ore, am observat, că dacă dorm anume aceste ore, eu în ziua aceea sunt odihnită. Dacă dorm mai puțin, apoi jumătate de ziua sunt obosită și... Așa, da. Hai să vedem. 3, 4. Nu! Tăticule, cum așa ceva? Ce ore, eu știu mai bine decât tine. Eu dacă dorm 9 ore de somn, atunci mă simt odihnită următoarea zi. Dacă dorm mai puține, chiar dacă dorm doar 8, oricum mă simt odihnită, obosită. Da. Tăticule, eu... deci e prea mult. Deci, tăticule, tu nu ai ghicit. Ai rămas cu scorul 3, eu cu scorul 4, da? Da. Da. Așa tu, e. Tu din 5 întrebări doar la 3 ai răspuns corect. La 2 și eu la 4. Totuși, eu mai bine te cunosc pe tine, dragul meu. Încurajați-mă, vă rog, cu like-ul. Ok, puneți nou like-ul și așteptați următoarea parte. Noi o să o facem imediat după această parte. Și o să mai aflați încă multe lucruri noi despre mine și despre Sergiu.
Dacă a plăcut provocarea noastră, puneți nouă like-uri, abonați-vă la canalul Cool Family. Pe curând, pa, pa! Pa, pa, prieteni! Pa, pa!